taica meu a zis că el a lucrat o lună de zile și bunicul trei luni de zile a lucrat la școala aceasta. El era mai în vârstă și oarecum dirija activitatea de pe șantier. El cunoștea deja ce s-a lucrat, ce trebuie lucrat și sigur că aveau grijă de un lucru făcut de mâna lor. Ei, când au început să învețe în școala aceasta, aveau fiecare papuș de casă și aveau foarte mare grijă de lucrurile din clasă de interior. Era un parchet nou, era totul nou și aveau mult mai multă grijă de interiorul școlii. Deja când eu am intrat în clasa 1, nu mai era aceeași regulă. Ce țin eu minte e că era foarte frig în școală, erau niște sobe imense de teracotă, nu se încălzeau până plecam noi acasă și era foarte frig. Asta mi-amintește mie, ele fiind, că mi-era frig. La școală mi-era frig, chiar dacă mă îmbrăcam gros, tot mi-era frig. Pe A, perpendicular, în dreapta, de. Și punctul A este piciorul perpendicular. Mă mai întâlnesc cu anumiți necunoscuți, cu într-un anumit anturaj și zice, dar dumneavoastră ce sunteți? Profesor? A, profesor, pe profesor extraordinar. Dar ce profesor? De matematică. A, de matematică, când au de matematică îi doare capul. Da, de mic mi-a plăcut matematica, chiar de mic. Am fost participant la olimpiadă, la fazele județene, peste tot, dar mi-a plăcut matematica. În gimnaziu matematica are două componente, algebra și geometria. Geometria e un pic mai diferită, pentru că acolo trebuie să, cum să zic, să le vezi. Dacă le vezi și sunt unii elevi care la geometrie merg extraordinar de bine, deci au o vedere foarte bună și uite, să uită așa, zice, da, pe uite, ăla cu ăla. Și alții care la algebră excelează, la geometrie în schimb nu. Poate că între timp, sincer să fiu, cred că mai mult mi-a plăcut algebra, da? Geometria am redescoperit-o, să zic așa, și predând. Deci după aceea chiar am început să o îndrăgesc și după aia vezi că de fapt ți se pare că ar fi două discipline diferite. Nici de cum, chiar sunt înrudite și au corespondent în geometrie partea algebrică, partea geometrică are corespondent în algebră și bineînțeles și în celelalte după aia. Elevii mei au luat cele mai mari note la nivel de comună. Oameni buni și până la urmă omenia nu contează numai cartea, școala, sunt niște oameni de nădejde ai acestei comuni care au plecat mulți în străinătate, s-au întors, s-au gândit că viitorul lor tot aici este, poate au plecat și au zis că nu se mai întorc, după aceea au văzut că de fapt rădăcinile nu-i lasă să rămână acolo și s-au întors și e bine. Colectivul profesoral pot să spun că a fost foarte primitor, elevii la fel au fost foarte ascultători și primitori cu mine. La început li se părea destul de neobișnuit faptul că eram foarte tânăr și se vedea acest lucru, pentru că îi înțelegeam mult mai bine când aud de faptul că domnul profesor de istorie are Instagram și TikTok, este de mirare, pentru că s-au obișnuit ca majoritatea profesorilor să nu fie familiarizați cu noile metode de socializare. Și eu, personal, le folosesc să le trimit și materiale ce au legătură cu lecția. Și rețin în două moduri, odată în școală și odată în afara școlii. Și așa ajută foarte mult la completarea informațiilor. Și aici, la fel ca și într-un mare oraș, copiii vor să devină ceva în viață. Și eu chiar la ora de desen am discutat cu cineva și mi s-a oferit ideea de a completa ora de desen cu lecții de viață. Eu și copiii de clasa 8-a, așa o denumim, lecții de viață, în care povestim ce vor ei să facă mai departe, ce este necesar să ajungă în acel punct și ce așteptări au ei de la locul respectiv. Așa ar trebui să procedeze fiecare profesor, mai ales când vine momentul ca clasa 8-a, respectiv clasa 12-a, să susțină un examen și mai apoi să iau o decizie ce vor să facă mai departe, pentru că este foarte important. De aici oarecum pleacă destinul lor și dacă o să iau o decizie nu foarte bună, o să le pară rău. Atribuțiile profesorului nu sunt neapărat doar să predea lecția, ci și să ghideze elevul către un viitor mai bun. Fiind număr mic de copii, poți lucra individual cu fiecare copil. Știi nevoile fiecăruia și știi la ce nivel să lucrezi cu fiecare și cei care
au performanță, poți să-i ajuți să progreseze mult mai rapid și cred că de aceea avem și rezultatele care le avem, pentru că de la noi foarte mulți tineri reușesc să își continue studiile, dar până la urmă nu asta e important. Important e ca fiecare să-și aleagă meseria care îi place, să facă ceea ce dorește, să fie mulțumit de ceea ce face și sub soare este loc pentru fiecare.